Mi se pare de o relevanță atât de mare în generația noastră și în ceea ce noi trăim și de ce nu, în ceea ce urmează să trăim ca și oameni și ca și popor. Pentru că a alunga frica, așa cum se spunea în dimineața aceasta, e atât de important. Dacă vrei să fii un biruitor, trebuie să fii omul care să ai puterea să alungi frica. Mai apoi a-ți pune încrederea în Dumnezeu, asta trebuie să se vadă. A-ți pune încrederea în Dumnezeu, asta trebuie să se simtă. Să-ți aduci aminte de măreața lucrarea lui Dumnezeu din inima ta și din viața ta, îți dă o încredere pentru viitor. În felul acesta, oamenii pot să devină niște oameni puternici, care să reziste în fața unor atacuri de diferite dimensiuni în viața spirituală, în așa fel încât să poată să meargă înainte cu multă, multă demnitate, onorându-L pe Dumnezeu. Dar se pune acum o întrebare. Predicându-ni se, ascultând de atâtea ori cuvântul ăsta vestit în dimineața aceasta, sub diverse forme, sub diverse interpretări, dar toate cu același scop și cu aceeași menire, să ne facă oameni care să devenim niște învingători, de ce totuși generația noastră pierde deseori bătălie după bătălie? Uitați-vă în casele noastre. Spre exemplu, apare o anumită dispută între cei din casă și de cele mai multe ori disputa aia e pierdută, pentru că disputa nu e câștigată în momentul în care afli cine are dreptate, și disputa e câștigată dacă oamenii știu să soluționeze acea discuție poate tensionată într-un mod impecabil. Ajungi la un moment dat să nu știi până la urmă cine are dreptate, dar rămâne o atitudine frumoasă în urmă, înseamnă că ați câștigat lupta. Ajungi la un moment dat să nu știi de fapt ce-o vrut să zică, ce-ai vrut să zici, dar ai avut puterea să detensionezi situația și lucrurile să meargă cu demnitate înainte ai câștigat lupta. Ajung la un moment dat oamenii după dispute grele, după jigniri, după vorbe aruncate. Și până la urmă unul cedează și zice, da frate, eu îți devin asta, ia-i să gata povestea. Și pleci acasă și tu doar ai impresia că ești un învingător, dar de fapt ești un mare înfrânt. Pentru că, dragii mei, biruința care vine de la Dumnezeu întotdeauna lasă în urmă veselie. Biruința care vine de la Dumnezeu întotdeauna lasă în urmă revigorare. Biruința care vine de la Dumnezeu întotdeauna lasă în urmă acel entuziasm extraordinar. Dar uitați-vă în Valea Terebinților. Biruința care a venit de la Dumnezeu a lăsat atât de multe cântări la adresa lui Dumnezeu, atât de multă bucurie, atât de mult entuziasm. Pentru că lumea se împarte între biruitori și înfrânți. Deseori avem impresia că suntem biruitori, pentru că am constatat noi, între noi și ceilalți, că noi am avut dreptate. Rămân un pic în perimetrul ăsta. Deseori avem impresia că suntem biruitori, pentru faptul că am știut să ne spunem punctul de vedere și l-am susținut cu vehemență că punctul nostru de vedere e cel mai bun. Dar am lăsat în urmă poate o atitudine ciudată, o atmosferă greșită, o tensiune care doar e ținută un pic sub control, dar de fapt e tot tensiune. Pentru că, dragii mei, oamenii care vor să fie biruitori, și țineți bine minte în dimineața aceasta, oamenii care vor să fie biruitori niciodată n-au voie să uite în numele cui luptă, în numele cui trăiesc. Biruința de acolo se clădește. Poți să clădești biruința în viață, indiferent de domeniul vieții, doar în momentul în care nu uiți în numele cui tu lupți. Se făcea aici câteva remărci, atât de mult mi-a plăcut și le-am subliniat. Că era tabăra filistenilor, atenție, și tabăra lui Dumnezeu. Și Raul folosea în exprimarea lui des, tabăra lui Dumnezeu. Era tabăra filistenilor. Cei mai mulți predicatori folosesc aici expresia tabăra lui Israel. Și de cele mai multe ori se folosește expresia asta. Raul folosea o expresie extrem de puternică. Aici era tabăra lui Dumnezeu. Nu era oricine, era tabăra lui Dumnezeu. Și cu toate astea, era tabăra lui Dumnezeu, în tabăra lui Dumnezeu era dezastru. În tabăra lui Dumnezeu era frică. În tabăra lui Dumnezeu era tensiune. În tabăra lui Dumnezeu nu existau soluții. Știți cum spunem noi de multe ori? Suntem biserica lui Dumnezeu. Și deseori aici e foarte multă frică.
în Biserica lui Dumnezeu, universală. Sunt foarte multe momente fără de soluție. În Biserica lui Dumnezeu, noi oamenii, milioane de oameni pe mapa mondul ăsta care spunem, suntem Biserica lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, deseori cuprinși de deznădejde. Bă, dar nu ești al oricine. Mi-aș fi așteptat, am spune noi, să iasă Saul să zică stop. Păi voi știți cine suntem noi? Noi suntem tabăra lui Dumnezeu. Ce-i cu atitudine? Hai, intrăm toți în acțiune. Marea problemă e că tabăra lui Dumnezeu a uitat care trebuiau să fie învingători preț de câteva momente în numele cui luptă. Când uiți în numele cui lupți, ascultați-mă bine și facem o paralelă în viața noastră. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, așa spunem toți, așa ne declarăm. Și deseori pierdem bătălii pentru că uităm în numele cui luptăm. În momentul în care uiți în numele cui lupți, începi să accepți în viața ta variante ciudate ca să rezolvi o situație. Pentru că Saul a uitat preț de câteva momente că asta e tabăra lui Dumnezeu. A ales la un moment dat să accepte o variantă ciudată. În toată tehnica militară, în toată tehnica de război, în toate strategiile militare, a lua un copil să-l îmbraci cu armura ta era o nebunie. Era o nebunie. Uitați-vă că se acuză rușii cu ucrainenii că pun copiii pe post de scuturi umane. Și asta e condamnat la nivel mondial, în orice război. Nu scos copii în față. Dar Saul a ales la un moment dat de bună voie să accepte să-l îmbrace pe David, un copil, să îl îmbrace cu armura lui și să-i dea drumul cu armura lui. A fost acceptul lui Saul. Pentru că Saul a uitat preț de ceva timp în numele cui luptă. În momentul în care în viață, eu, dumneavoastră, care trebuie să devenim niște biruitori, uităm în numele cui luptăm, acceptăm variante ciudate de rezolvarea situației. Care de fapt nu rezolvă situațiile și bam, dimpotrivă, complică lucrurile. Pentru că în momentul în care uiți că tu ești omul lui Dumnezeu, accepți variante care, dacă s-ar fi uitat analiștii militari ai filistenilor, ar fi râs de ce s-ar fi întâmplat în cortul lui Saul. Când l-ar fi văzut pe Saul că îl îmbracă pe un copil cu armura lui, ăștia fi zis, bă, serios, chiar acolo ați ajuns să îmbraci un copil, să-l scoți pe post de scut uman în fața unui dita mai uriașul de Goliat? Nu vi se pare că deseori diavolul râde de noi, văzându-ne că alegem de foarte multe ori metode atât de greșite, acceptăm variante atât de ciudate de rezolvarea unei situații și variantele alea ciudate vin în urma faptului că uităm în numele cui luptăm? Pentru că atunci când uiți în numele cui lupți, abordezi în viața atitudini care nu-ți aparțin, care nu-i aparțin unui copil de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că acolo pe câmpul de bătălie era și Eliab, fratele lui David. Și la un moment dat vine David și are o dispută cu Eliab. Și Eliab vine și spune, bă, ce vii tu aici să te bagi în seamă? Ce vii tu aici să discuți cu oamenii ăștia? Ce vii tu aici să cunoști mândria? Și Eliab are o atitudine atât de ciudată. Începe pe Eliab să-l preocupe ceea ce n-ar fi trebuit să-l preocupe în momentul ăla. Vreți să vă citesc cuvântul din Biblie? Auziți, Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind pe David cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, ascultați bine, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Acum asta e problema, Eliab? La cine au rămas oile în pustiu? Voi nu vedeți că o să muriți pe capete și o să devenim toți robii filistenilor și pe tine te interesează de averea de acasă? Și te-a prins de mânie pe niște lucruri care nu sunt foarte importante. Că dacă ne bate Goliat, oile de acasă vor fi oricum ale lor. Că dacă luăm bătaie, averea lui tata va fi toată lor. Și acum fix de aia țar de ție, acum tu nu vezi tensiunea de aici? Dar pentru faptul că Eliab a uitat în numele cui luptă, Saul alege variante ciudate, iar Eliab începe să aibă atitudini ilegale. Oamenii care vor să devină biruitori, dar uită în numele cui luptă, încep să aibă atitudini ciudate. Atitudini de răzvrătire,
Atitudini de așa de spatele întors către Dumnezeu, atitudinile acelea de vorbe aruncate de 2 lei, fără nicio relevanță, vorbe grele de multe ori și jignitoare, și toate astea vin datorită faptului că omul uită în numele cui luptă. Stai în fața unei situații în casă, în familie, între prieteni, în comunitate, unde vreți dumneavoastră. Și obligatoriu, dacă vrei să devii biruitor, să nu uiți în numele cui lupți. Că dacă ai uitat în numele cui lupți, începi să ai atitudini greșite. 2. Dacă ai uitat în numele cui lupți, începi să alegi metode ciudate de care vor râde și diavolul și dușmanii și cei de prin lângă tine. Dar vreau să vă arăt acum, preț de câteva minute, ce frumos e să nu uiți în numele cui lupți. A venit David și în mintea lui David știa întotdeauna în numele cui luptă. În momentul în care nu uiți în numele cui tu lupți, stai în fața unei situații, permiteți-mi că vreau să vă duc în atmosfera asta cât de profund pot eu. Stați în fața unei situații, nu știu, în fața unei cerți, în fața unei neajuns, în fața unei situații grele, în fața unei boli, în fața unor tensiuni pe care trebuie să le rezolvi, nu știu, în fața unei situații atât de delicată și sensibilă că trebuie să fii foarte atent cum să rezolvi problema, în fața unei situații la care tu nu-i mai deții controlul. Dar nu uiți al cui ești. Nu uiți că tu faci parte din tabăra lui Dumnezeu. Tu nu uiți că tu trebuie să aduci onoare lui Dumnezeu, bisericii și comunității din care faci parte. Nu uiți că fiecare moment al vieții trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Și stai în fața celui, David a venit și a zis, stați un pic, eu sunt în fața unei situații complicate. Numai că eu nu uit în numele cui lupt și am luptat de fiecare dată. Știți ce se întâmplă și care e prima atitudine care trebuie să-l cuprindă pe un om? În momentul în care nu uită în numele cui luptă, acel om trebuie să nu mai bage în seamă descurajatorii. Ascultați ce face David. Excepțională atitudinea lui David. 1 Samuel, capitolul 17. Cu versetul, haideți să luăm de la versetul 28, vi-l citesc în jos. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzit să vorbim cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Imaginați-vă momentul. Eliab vreo 50 de ani, David vreo 17 ani. Ăsta se aprinde de mânie, începe să facă urât. Și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Serios, Eliab, ăsta a venit rău la inimă. Păi tu aveai o problemă că nu știai numele cui lupt și îl vedeai tot pe ăsta rău? Că asta e marea problemă, când uiți în numele cui lupți, tot alții zrăi, tu ești impecabil. Te-ai coborât ca să vezi lupta. Și ascultați, David a răspuns, ce-am făcut oare? S-a uitat David, o să Eliab, stai un pic, vrei să o clarificăm preț de câteva momente? Ce-am făcut oare? Dar ce e așa de grav? De ce te-ai aprins în halul ăsta? Dar după ce te iei tu de mine? Nu poți să vorbi, el vorbea cu niște oameni acolo, bă, ce se întâmplă cu ăsta care îl bate pe Goliat? Nu poți să vorbești eu cu niște oameni? Care-i problema? Ascultați următorul verset, versetul 30. Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. David, ce faci? Dar nu mai poți să-l bag în seamă pe Eliab. Că ăsta mă atrage de la cine luptă. Mă atrage de la cine îmi dă putere. Eliab ăsta mă descurajează. Excepțională atitudine, ascultați-mă, asta nu înseamnă dispreț la adresa fraților. Înseamnă să nu-i mai bagi în seamă pe aia care toată ziua te descurajează, care toată ziua spune că totul e negru, care toată ziua spune că nu se mai poate, care toată ziua te ațâță, o generație nebună de oameni, iertați-mi supărarea, în care există o categorie de oameni la care le place circul. Îl ia pe altul, la țâță, îl face în toate felurile, îl pornește și după aia se trage înapoi să vadă tot circul. Cât de nebună poate să fie generația în contextul ăsta. David, o zis, băi Eliab, tu mă atragi de la ce e important. David, Eliab, tu mi-ai privirea de la Dumnezeu, tu vrei să mă descurajezi, tu vrei să mă demoralizezi. Mă duc să povestesc cu altul. Când nu uiți în numele cui lupți, întotdeauna vei lua privirile despre cei care te descurajează și te vei duce pe oamenii care știu să te încurajeze. Vei lua privirile despre cei care te ațâță într-un fel sau în altul și te vei duce la cei care știu să spună că Dumnezeu mai are o soluție. E atât de important momentul ăsta, când nu uiți în numele cui lupți, când ai uitat în numele cui lupți, stai pe lângă aia care te ațâță, la care le place circul și te împing în ring. Tu mai apoi le faci circul și ei stau și îl privesc.
excepțională atitudinea lui David. S-a întors de la Eliab să vorbească cu altul. Dragii mei, ascultați-mă bine, pentru că noi n-avem voie să uităm în numele cui luptăm. Privirea noastră, discuțiile noastre, dacă vreți, atmosfera în care noi trebuie să ne întărim, trebuie să fie între oamenii care știu să încurajeze, nu să descurajeze toată ziua. Știți ce se întâmplă deseori? La un moment dat se adună oamenii și încep să discute. Nu, ți-a plăcut cum a predicat fratele? S-a plăcut? Mă, să știi că mie, nu zis el rău, dar au avut acolo chestie. Nu, fix din toată predica aia, tu, descurajatorule, cu acte în regulă, te-ai agățat numai de chestia aia. Toată predica numai aia te-a interesat. Și atunci, omul în discuție cu mine, care îs pe latura descurajării, poate în momentul ăla, mă pun pe mine să nu se supere nimeni pe mine, pleacă doar cu o simplă chestie în care l-am descurajat. I-am zis că o sus îmi predică predicatorul ceva care mie nu mi s-a părut. Serios, mă? Dragii mei, ascultați-mă bine, în felul ăsta, oamenii devin niște învinși pe capete. Poate Eliab, aceeași atitudine, a împărțit-o și cu alții. Și nu a avut nimeni curaj să iasă. Păi uite, mă, ce zice și Eliab, că n-ar rost să ne băgăm. Uite ce zice și Eliab, că e prea dur Goliat. Uite ce zice și Eliab, că n-are rost. O, dragii mei, frați și surori, ascultați-mă bine în dimineața aceasta. Oamenii care nu uită numele cui luptă și care vor să vadă biruințele lui Dumnezeu, nu stau nici cu vorba, nici cu timpul, nici cu atitudinile, nici, dacă vreți, în preajma oamenilor care toată ziua descurajează. Și stau lângă oamenii care știu să aducă plus, valoare, Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Un al doilea aspect extrem de important, oamenii care nu uită numele cui luptă, întotdeauna îl văd pe Dumnezeul lui astăzi. Nu o să mai citesc, dar fac doar referire la discursul lui David în fața lui Goliat. Citea Raul în dimineața asta. Și vine la un moment dat David și spune așa: astăzi Dumnezeu mi te va da. Astăzi tu vei fi pradă. Astăzi tu o să fii ucis de sabie. Astăzi tu nu o să mai fii. Când omul uită numele cui luptă, întotdeauna face referire. Ați văzut copiii care n-au săraci nicio apărare, care săracii n-au frați mai mari să-i apere. Și vine câte unul la joacă și își bate joc de el, ia mingea, îl fugărește, îl, știți cum spune ăla, ciuda lui, o să vezi tu ce o să ți se întâmple, o să vezi tu. Și supărat și nervos, o să vezi tu, și ăsta râd, când, mă? Și n-are când să-i zică când, n-are cine să-l apere. Și el, dar el sărac, în ciuda lui, tot amenință, o să vezi tu. Pentru, dar n-avea cine să-l apere, nu l-are. Ei, David, pentru că el n-a venit cu amenințări, Goliat, o să vezi tu ce o să ți se întâmple, o să cazi tu într-o zi, nu o să țină multe zile asta, nu. David a știut în numele cui luptă. A știut că Dumnezeu e punct ochi, punct lovit. Dumnezeu nu e Dumnezeul care să vedem cam ce strategie facem, vedem dacă mă mai gândesc, dacă am cumva vrem. Nu, David a știut în numele cui luptă și că Dumnezeul lui e Dumnezeul lui astăzi. Că Dumnezeul nostru nu e Dumnezeul amânărilor când îl vede pe un om așa cum Dumnezeu cere. Vreau să vă aduc o încurajare prin punctul ăsta și să vă spun că ori de câte ori sunteți în fața unei situații complicate și nu uitați în numele cui luptați și trăiți, să știți că Dumnezeu astăzi are o variantă excepțională pentru problema dumneavoastră. Și stai mâine în fața situației, mâine va fi din nou un astăzi. Și la un moment dat tu zici, bă, n-am crezut că o să mă confrunt și cu asta, dar cum a venit încercarea asta, dar cum a venit problema asta? Să nu uiți ce ți se zice în dimineața asta, și mâine va fi un astăzi, și să spui, știu că astăzi Dumnezeu poate să-mi rezolve problema. Și noi lași puia care îți vor spune, știi să vedem că descurajarea sub diverse forme, și iei Biblia. Și te uiți la un moment dat în Scriptură că Dumnezeu a spus de nenumărate ori, eu voi fi cu voi, când? Atunci când aveți nevoie. În ziua aia, în momentul ăla, în ceasul ăla, o excepțională atitudine a lui David când s-a dus în fața lui Goliat și nu a mai lăsat loc de interpretări și de negocieri. Goliat, până astăzi s-a fost. Atât.
Și Golia putea să se uită în spate. Auzi, sunt 40 de zile de când îmi bag joc de tabăra voastră. Sunt 40 de zile de când vă ocărăsc. Sunt 40 de zile de când scot cuvinte grele. Sunt 40 de zile și tu vii, da, Goliat, există un astăzi și ăsta e astăzi. Și vei vedea că Dumnezeul lui astăzi are o putere extraordinară. Să nu uitați, Dumnezeul nostru nu s-a schimbat. Sublinie aici Raul de câteva ori. Astăzi avem un Dumnezeu mare. Astăzi avem un Dumnezeu care ne ascultă strigătele. Astăzi avem un Dumnezeu care ne mai iubește. Astăzi avem un Dumnezeu care ne mai vede. Astăzi avem un Dumnezeu care vrea să ne mai încurajeze. Astăzi e Dumnezeul generației noastre pe care noi îl iubim și vrem să punem la picioarele lui când? Astăzi. Și te trezești mâine dimineața și spui, e din nou un astăzi? Și eu, pentru că vreau să fac parte din încurajatori, din ea care știu să am totdeauna vorbe frumoase. Pentru că o a treia atitudine a lui David cu care încheie a fost atitudinea de încurajare. Știți ce zice David? 1 Samuel 17 cu 32, ascultați. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Pentru că atunci când nu uiți în numele cui lupți, să țineți bine minte, nu iei seama la descurajatori. Devii tu un încurajator și nu-l uiți că Dumnezeu și astăzi are putere. Și în momentul în care stai în fața situației complicate, grele, ciudate, cum dumneavoastră vreți, tu zici, ok, firea din mine mă descurajează. Soluțiile care eu le am sunt descurajatoare. Dezastru. Bine. Ăia au zis că nu o să se poată, că o să fie, ok. Dar eu totuși am un Dumnezeu care și astăzi poate. Am un Dumnezeu înaintea căruia m-am rugat și astăzi și am zis, Doamne, ține-mă și astăzi pe ale tale brațe. Știu că tu poți. Știți de câte ori mi s-a întâmplat rugându-mă dimineața, Doamne, și astăzi o încredințez în mâna ta. Știu că și astăzi tu poți să-mi porți de grijă. Știu că și astăzi tu nu mă lași. Iar la finalul acelei zile, făcând o retrospectivă, mi-am dat seama că Dumnezeu astăzi a fost acolo de câteva ori într-un mod văzut, într-un mod impecabil. Și mai apoi poate să vină unul să zică, lasă-mă că Dumnezeu nu mai e chiar așa, ba da, e Dumnezeul lui astăzi. Dar e nevoie ca tu să fii omul care să încurajezi. David s-a dus la Saul și a zis, auzi, împărate, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Pentru că David știa în numele cui luptă. În momentul în care devii unul care încurajezi, în momentul în care nu te uiți la cei care te descurajează și crezi că și astăzi Dumnezeu mai are putere, vei putea să ai parte de biruință. În momentul ăla frica se duce. Și nu mai ții frică, că tu ești în tabăra lui Dumnezeu. Și în tabăra lui Dumnezeu, astăzi Dumnezeu poate să mai facă o minune. În momentul ăla îți aduce aminte de marele biruințe a lui Dumnezeu, că tu trebuie să te încurajezi. Cum? Aducându-ți aminte de puterea lui Dumnezeu. În momentul ăla când îți aduci aminte de puterea lui Dumnezeu, devii o încurajare pentru alții. Și în felul acesta câștigi bătălia. Mai e nevoie astăzi oare de oameni care să mai câștige bătălii? Da. În casele noastre, în mediul nostru, în anturajul nostru, că parcă lumea asta e ca o vale a terebinților, în care vine diavolul și urlă și noi trebuie să-i ținem piept. Dar, dragii mei, alături de un Dumnezeu atotputernic, astăzi se mai pot câștiga biruințe. Lăudați să fie numele. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, Tu l-ai făcut pe David și toată casa lui Israel și toată oastea lui Dumnezeu, acolo în Valea Terebinților, ai făcut din ei niște biruitori. Noi suntem în dimineața aceasta aici oameni care avem nevoie de biruințele tale. Mai dă-ne puterea să trăim crezându-te astăzi, să alungăm frica, să ne aducem aminte de frumoasele momente în care Tu ai intervenit, să devenim niște oameni care încurajăm și să dăm de pe lângă noi descurajatorii și să nu uităm că Dumnezeul nostru mai poate și astăzi. E lucru care mie îmi dă atât de multă energie, îmi dă atât de multă încredere că Dumnezeul nostru mai poate și astăzi. Am stat în fața multor situații deznădăjduit. De fiecare dată mi-aduc aminte de vorbele unui bătrân. Niciodată nu o să poți să vezi biruința dacă nu cobori în valea unde se dă lupta.
Că noi deseori vrem să ocolim valea unde se dă lupta, dar să vedem biruința. Ei nu, dragii mei, nu uitați, Dumnezeu uneori ne duce prin vale. Nu ne-a ferit Dumnezeu de voi. Dar acolo în vale, Dumnezeul lui astăzi mai are putere. Noi și cântăm o cântare, El e Dumnezeu și în vale, e Dumnezeu și sus pe stâncă, e același Dumnezeu puternic. Noi, în dimineața aceasta, înaintea acestui Dumnezeu ne-am adunat. Am cântat înaintea acestui Dumnezeu, ne-am rugat înaintea acestui Dumnezeu. Ne vom mai ruga și vom spune, Doamne, avem nevoie de putere din partea Ta să trăim așa cum ni s-a predicat și să putem să fim biruitorii Tăi până la final și Dumnezeu să ne asculte pe toți, așa cum stăm, ne rugăm cu toți înaintea Domnului. Amin.